i-a mutat cu greu, cu greu din sufrageria lui Răzvan Popescu, colegul nostru de la Radio Zoo. Ia să văd cum stă cu verighetă. Uite ce frumos îi stă cu verighetă. Veternăciorii mei. Băi, dar cine te-a mințit? Asta e ghiul, nu-s verighetă. Cum e verighetă, mă? Mai... E brățară. Ceva mai finuț? E brățară pentru Crudu. Brățară de picioare la Crudu. Cum, ia, verifică. După ce mi l-a recomandat Mitoșerul. Normal. Bravo. Salut. Bine, am găsit. Să rămână, bine ați venit. Și cu ciorbă, casă de piatră, vă dorim. Mâncăm și chebabă. Da, prima, ciorbă și după aia chebabă. Domnișoarele, ce-i cu domnișoarele? Cu domnișoarele, Mitoșerul, ține tu verigheta puțin. Da, stai, Popescu, asta era pregătit pentru petrecerea burlacilor, dar la ora la care trebuia să vină erai deja în pat. Scuze-mă, noi facem petrecerea burlacilor după nuntă. N-am uitat să o facem. Se poate cu fetele? Dă-mă verigheta. Se poate, da. Hai să începem, să dansăm, să cântăm. Bagă-te. După ciorba de potroace. Dansuri orientale, Popescu, casă de piatră, ție și Angele. Al helve wa al mârra. عالحلوة وعالمرة خلي الزعل عالجنب عبي بالخرج وغنيله لا تزعلي يا مورا انسي هنيك وغنينا ايام الحب شينا جاينا الفرح شينا ومالا غنيت هيك الحياة رايحة من دون تسنى ومالا غنيت لا 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 هنيك وغنينا